Bună ziua, vă spune Mihai Silviu Chiril la un film în care aș vrea să discut despre fenomenele meteorologice extreme, reale și imaginate de mass media, și despre ce legătură este între ele și pretinsa schimbare climaterică, sau mai corect spus, sunt ele fenomene naturale sau sunt ele produse ale manipulării climei prin intermediul tehnologiei. M-am gândit să fac acest film, deși știți că eu am mai făcut foarte multe filme pe tema chemtrailurilor și pe tema manipulărilor climaterice, dar m-am gândit să revin cu acest film, deoarece, pe de o parte, am văzut fenomene ciudate care se întâmplă în România și am citit și despre unele care se întâmplă în Europa și în lume, iar pe de partea cealaltă am auzit de la unii oameni care încă își mai pierd timpul uitându-se la tembelizor că se face o campanie deșanțată de a păcăli populația că suntem în fața unei catastrofe planetare și că dacă nu luăm măsuri imediate vom dispărea ca rasă și așa mai departe. Și cred că, asta este părerea mea, este credința mea, nu am dovezi să pot argumenta juridic ceea ce spun acum și nici nu am nevoie de dovezi pentru a argumenta juridic ceea ce spun acum, deoarece dacă se pune problema juridic și la un dat ar trebui să pună problema juridic, ceea ce fac eu acum în conformitate cu codul de procedură penală este strigătul public. Strigătul public care funcționează ca instituție penală în cazul crimelor de genocid și crime împotriva umanității și care ar trebui să determine instituțiile penale, de cercetare penală, procuraturile, parchetele, să pună mâna pe aceste informații și să le cerceteze din oficiu pentru a se vedea dacă este sau nu cazul să intervină pentru a preveni o crimă împotriva umanității. Deci strigătul public, filmul acesta pe care îl fac eu acum și altele filme pe care le faceți dumneavoastră, cum ar fi de exemplu domnul deputat Mihai Lașcă din Oradea, care este foarte, foarte tenace în lupta sa pentru demascarea acestei șarlatanii numite schimbări climaterice și a modului în care ea se face în acest moment, motiv pentru care îl felicit și îi doresc sincer o carieră politică de succes ca să ne poată ajuta și pe noi cetățenii din Parlament, poate cu ajutorul lui Dumnezeu și al dumneavoastră, al poporului român, cu mult mai multe voturi și cu mult mai mulți colegi în Parlament, încât să și poată face mult mai mult decât face acum. Deci, instituțiile penale ar trebui să preia acest strigăt public al meu, al domnului Lașcă și al tuturor celor care au vorbit despre acest lucru, destul de puțin în România, și să facă cercetări, pentru că asta este meseria sa, și să afle dacă nu cumva suntem într-o situație în care o forță ocultă sau o forță la vedere săvârșește crima împotriva umanității de modificarea climei în scopul produce unul fenomene extraordinare, unul fenomene violente, meteorologice, care la rândul lor să manipuleze opinia publică, să creadă că să ne aflăm în fața unei catastrofe planetare și că trebuie să se ia măsuri. Și să vă explic de ce mi-a venit mie ideea aceasta. Am văzut în presa masonică, mondială, masonică sau mai puțin masonică, în presa mainstream, dacă vreți, dar toată e aproape masonică, acest strigăt de disperare, ca să-l numim așa, al individului numit Antonio Guterres, ocupant al funcției de secretar general al Națiunilor Unite, Națiunile Unite, organizație creată pe pământul și cu contribuția Fundației Rockefeller și care este, fără doar și poate, o organizație ce vizează instaurarea guvernului mondial și a dictaturii planetare. Și zice așa, șeful Organizației Națiunilor Unite spune că pământul a intrat într-o epocă de
fierbere globală și solicită acțiuni radicale. Șeful Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, numește căldura intensă care se manifestă în emisfera nordului, o numește teribilă și invită la acțiune radicală în sprijinul schimbărilor climatice, sau mă, pentru schimbările climatice. Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a spus în ziua de joi, 27 iulie 2023, a pledat pentru acțiuni radicale imediate cu privire la schimbările climatice, spunând că temperaturile care au spart toate recordurile din iulie arată că planeta Pământ a trecut de epoca încălzirii globale într-o epocă de fierbere globală. Bineînțeles că această flecăreală a lui Antonio Guterres, citită, bineînțeles, după ordinele pe care și el le-a primit de la stăpânii săi, a fost preluată, nu-i așa, de către toate canalele din mainstream, de presă, din televiziuni, din site-uri și din ziare, dacă ori mai fi există în ziare, și a fost transportată această manipulare la populațiile planetei care au fost pregătite pentru catastrofa planetară și dispariția planetei, dacă nu luăm măsuri radicale pentru desființarea climaterică, da? Pentru desființarea pericolului climatist. Și nu au lipsit, nu după mult timp au și apărut așa zise fenomene extraordinare, da? Dacă vă uitați pe televiziunile românești, vedeți inundații catastrofale în sudul țării, vijelii puternice care dezrădăcinează copaci, distrug case. Vedeți, în Germania, am citit acum câteva zile, ieri, cred, sau altă ieri, am citit o informație că a nins într-un oraș 2 metri, 1 metru jumătate, în luna august. Vedeți, în China, am văzut pe serviciu de informații Yahoo, inundații catastrofale și așa mai departe. Și atunci, pentru că eu nu sunt un cretin să nu văd exact sau să cred ce spune Guterres sau ce spune televiziunea, tembeliziunea, mi-am pus problema și vă pun și dumneavoastră această problemă. Oare există posibilitatea să fie vreo legătură în toate aceste evenimente? Oare există posibilitatea să existe cu adevărat, se poate să existe cu adevărat o fierbere globală a temperaturii și o dispariție, o topire a planetei? Evident că asta este o imbecilitate. Evident că aceasta este o prostie colosală, o minciună ordinară. Și am să vă spun și de ce. În acest moment eu stau aici într-o localitate unde este un frig îngrozitor. Am înțeles de la unii care se uită la tembelizor că la Miercurea Ciuc este preconizat să fie 5 grade noaptea aceasta. Apa mării în luna, acum 2 săptămâni, o săptămână jumătate, era atât de frig încât nu se puteau oamenii nu puteau oamenii să meargă să facă o baie. Deci, despre ce fierbere a planetei vorbim? A, da, că sunt niște incendii. Am auzit și eu pe undeva, să mă corectați dacă greșesc, că incendiile catastrofale din Grecia, am înțeles că sunt niște incendii catastrofale în Grecia, de-al minte, în perioada asta sunt întotdeauna incendii în Grecia, au fost considerate chiar de către poliție ca foarte multe dintre ele fiind începute datorită unei acțiuni criminale, adică cineva a dat foc. Același lucru, incendiile celelalte din Canada și de pe unde au mai fost, ar putea și ele să fie rezultatul unei aceiași mâini criminale care să le fi pornit. E foarte greu de crezut că vine Guterres și spune că se scufundă planeta și a doua zi încep fenomenele, de ca și când planeta stă și l-ascultă pe Guterres și ia măsuri. Și atunci, dacă e foarte greu de crezut și dacă noi am văzut ce s-a întâmplat în anii 2020-2022 și nu suntem cretini ca să ne uităm la tembelizor și să credem ca pe o literă de Evanghelie ce se minte la tembelizor, putem să suspectăm că cei care fac această crimă odioasă numită
manipulare climaterică și care sunt cei care au făcut și clima odioasă din 2020-2022, nu doresc, nu mă așează pe o realitate factuală, ci mă așează pe o manipulare grosolană a întregii planete pentru a-și pune în practică un scop politic. Politic este acela de distrugere a societății civile europene și mondiale și de transformarea întregii lumi într-un lagăr pe care ei să-l conducă, după ce vor depopula masiv planeta. Acesta este scopul lor politic. Este aproape declarat verbatim de diversi purtători de ai lor de cuvânt, de diversi factori de opinie de ai lor, așa că nu cred că mai este cazul să ne îndoim despre acest lucru. Dacă ne uităm la faptul că măsurile pe care ei le propun sunt de natură juridică, adică de natură de a restrânge drepturi cetățenești, și nu sunt de natură de specialitate, nu știu, biologică, de protecția mediului sau ceva de felul ăsta, ne dăm seama că suntem în aceeași situație ca și în 2020-2022, când criza de atunci a fost combătută cu măsuri juridice, nu cu măsuri medicale. Criza de atunci a fost combătută tot prin restrângeri de drepturi cetățenești, pentru că scopul ei era tot restrângerea de drepturi cetățenești. Și atunci ne punem întrebarea, bun, dacă există această grupare criminală odioasă, pe care o vedem de 3 ani de zile în fruntea lumii, care dorește folosirea climei pentru a păcăli planeta să accepte dictatura sa odioasă și criminală, atunci ar trebui să postulăm faptul că această grupare odioasă dispune de o putere atât de mare încât să manipuleze efectiv clima. Bun, ea dispune de o putere mediatică uriașă încât să dea impresia că anumite evenimente se petrec. Dar cu toate acestea trebuie să dispună de o putere destul de apreciabilă încât să și producă astfel de evenimente. Și atunci întrebarea este, dispune această grupare odioasă, criminală, de o asemenea putere? Și răspunsul meu este da. O asemenea putere ar putea să aibă două caracteristici. Adică ar putea să fie de două feluri. Ori să fie magie, și sunt convins că se practică și magia, ori să fie tehnologie. Cred că aș putea să spun că ar putea să fie și o a treia categorie, tehnologie magică, dacă vreți, care se combine magia cu tehnologia. Magia drăcească cu tehnologia diavolească. Există o asemenea tehnologie? Și din păcate răspunsul meu este din nou da. Răspunsul nu este al meu, răspunsul este al documentelor pe care urmează să vi le arăt sau documentului pe care urmează să vi le arăt în continuare. Iată ce zice aici. Uitați aici, vreau să vă arăt 3 texte. Vă rog să vedeți că este US Department of State, deci Departamentul de Stat, Ministerul de Externe a Statelor Unite ale Americii, Diplomația în Acțiune, Convenția, da, cred că ați văzut textul, da? Convenția cu privire la interzicerea folosirii militare sau de către alte forțe ostile a tehnicilor de modificări climaterice. Biroul pentru Securitatea Internațională și Non-Proliferare al Națiunilor Unite, semnat în 18 mai 1977 la Geneva, intrat în devenit oficial în octombrie 5 1978, da? Și zice așa: folosirea tehnicilor de modificare climaterică pentru scopuri ostile nu joacă încă un rol în planificarea militară în acest moment. Astfel de tehnici ar putea fi dezvoltate în viitor totuși și ar constitui o amenințare cu daune masive, care ar produce daune masive dacă nu se ia măsura în interzicere folosirii lor. Prima frază. Din titlu vedem că este o convenție pentru
interzicerea tehnicilor de modificare a mediului. Dacă există o convenție internațională pentru interzicerea tehnicilor de modificare a mediului, înseamnă că există tehnici de modificare a mediului. Să fie clar. Da? Pentru că nu se apucă cineva la nivelul Națiunilor Unite să facă un text de genul acesta, un tratat internațional fără niciun fel de obiect. Nu se apucă cineva să facă un tratat de tuns ouă sau de prăsit purici. Dacă s-au apucat să facă un tratat pe tema asta, înseamnă că acea tehnică de manipulare a mediului exista atunci. Chiar dacă ei spun că în acest moment nu există. În al doilea rând, ei vorbesc despre un tratat care să intre în vigoare și să interzică dezvoltarea unei tehnici pentru viitor. Să nu uităm că era în 1977 și să nu uităm că la rapiditatea cu care se mișcă tehnica și cu care se înregistrează această creștere a nivelul tehnologic, dacă o asemenea tehnologie nu exista în 1977, deși eu sunt convins că exista și am și văzut anumite dovezi că exista, cu siguranță ea există acum, adică în acel viitor despre care vorbeau ei atunci. Da? Și zice așa, în iulie 1972, Guvernul Statelor Unite a renunțat la folosirea tehnicilor de modificare climaterică pentru scopuri ostile, chiar dacă dezvoltarea acestora s-a dovedit a fi fezabil în viitor. Ați auzit? In July 1972, the US government renounced the use of climate modification techniques. Ca să vă spun exact ce zice acolo, da? Cum putea în 1972 Statele Unite ale Americii să renunțe la folosirea tehnicilor de manipulare climatică dacă nu le avea atunci? Cum poate cineva crede că un contract se face doar pentru lucruri care nu există la vremea aceea, da? Așa. Senatul Statelor Unite Americii și Camera Reprezentanților a ținut audieri începând din 1972 în Senat și au adoptat o rezoluție în 73 cerând un acord internațional pentru interzicerea folosirii oricărei activități care ar modifica mediul și structura geofizică ca armă într-un război. Ca răspuns la această rezoluție, președintele a ordonat ca Departamentul de Apărare să întreprindă o anchetă în adâncime a aspectelor militare ale vremii și a altor tehnici de modificare a climei. Cum putea să se facă o anchetă, o trecere în revistă în profunzime a acestor tehnici dacă ele nu existau? Rezultatele acestui studiu și un studiu al agențiilor subordonate a făcut ca guvernul american să decidă să caute o înțelegere cu Uniunea Sovietică pentru a găsi posibilitățile unui acord internațional. În timpul summitului din la Moscova din 1974, președintele Nixon și generalul secretar Brezhnev al Uniunii Sovietice au fost de acord în mod formal să aibă discuții cum să găsească cele mai eficiente măsuri pentru a depăși pericolele pe care le reprezentau folosirea metodelor de tehnicilor de modificare a climei în scop militar. Acest set de discuții au fost ținute în 1974-75, având ca finalitate o înțelegere pe această temă. În 1975 s-a ținut
reprezentanții de frunte ai delegaților, reprezentanții care conduceau delegațiile Statelor Americii și Uniunii Sovietice la conferința cu privire la Comitetul de Dezarmare, au pus pe masă proiecte de rezoluție identice ale unei convenții pentru prevenirea, pentru interzicerea folosirii militare sau de altă natură a tehnicilor de modificare climaterică. Da? Convenția definește tehnicile de modificare climaterică ca schimbare prin intermediul manipulării deliberate a proceselor naturale, a dinamicii, compoziției și structurii pământului, inclusiv a biosferei, litosferei, hidrosferei și atmosferei sau a spațiului extern, exterior, a spațiului cosmic. Schimbări ale parcursului vremii și a climatului, ale tiparelor vremii și climatului, a curenților oceanici sau a stratului de ozon sau ionosferei sau o deranjare a echilibrului ecologic al unei regiuni reprezintă anumite efecte care ar putea rezulta ca urmare a folosirii tehnicilor de schimbare de modificare climaterică. Negocieri intense au fost ținute de către această organizație pentru dezarmare în primăvara și vara lui 1976, care au produs un text modificat. Așa, articolul 1 explică înțelegerea fundamentală. Da. Fiecare parte contractantă a acestei convenții se angajează să nu folosească în scop militar sau în alt scop ostil tehnici de manipulare a climei care ar avea efecte severe, larg răspândite și de lungă durată, ca metode de distrugere de distrugere, de prejudiciere sau de producerea unor efecte negative pentru care fiecare stat parte. Da? Bun. Și așa mai departe. Da? Acesta este tratatul. Ați înțeles ce înseamnă tehnici de modificare a climaterică? Da? Vă mai citesc încă o dată definiția. Modificarea compoziției dinamicii, compoziții și structurii pământului a biosferei, litosferei, hidrosferei, atmosferei, a spațiului extern, a spațiului cosmic, schimbarea modelor, patternurilor, cum se numesc acum, meteorologice și climaterice, adică schimbarea modului în care se desfășoară anotimpurilor, cum s-ar zice, da? Vă aduceți aminte flecăreala la trâmbelizor? Au dispărut anotimpurile, au dispărut iarna, s-au schimbat anotimpurile. Vă aduceți aminte minciuna nerușinată din 2000 încoace, când s-a intrat în era vărsătorului, da? Și imediat planeta a spus, gata, am intrat în era vărsătorului, că așa au zis astrologii și au început la minciuni, la tembelizori. Dumneavoastră foarte mulți sunteți victimele acestei manipulări din anii 2000, când s-a spus, gata, s-au schimbat anotimpurile. Schimbarea paternurilor, adică a modelelor, adică a traiectului anotimpurilor, da, schimbarea desfășurării în timp și spațiu a climei și anotimpurilor. Da? Curenților oceanici. Schimbarea curenților oceanici, în așa fel încât acești curenți oceanici se poată produce tornade, se poată produce furtuni și de ce nu? Dragii mei români care sunteți la Marea Neagră și vreți să vă scăldați în mare, de ce nu să aducă și apă din adâncul mării care este rece, în așa fel încât criminalii globaliști să vă oblige, să vă învețe, să nu mai căutați marea. Lasă-o mare că-i frig și așa e urât și-i frig. Da?
sau a stratului de ozon, vă aduceți aminte? Minciuna s-a stricat stratul de ozon. S-a stricat, se strică stratul de ozon, stratul de ozon, da? Să plătim taxe peste taxe statului român și statelor europene pentru stratul de ozon, stratul de ozon, da? Și cu taxele aruncau banii în aer și se lipea stratul de ozon. Și a ionosferei, ionosfera de unde se pot controla toate chestiile astea, se pot controla prin puls și electromagnetice. Vreau să mă iertați, nu sunt specialist în domeniul ăsta, dar înțeleg și eu cât am priceput de la unii și la alții, le-am mai ascultat și așa mai citit. Prin controlarea acestor, dacă vreți, unde electronice și electromagnetice, pentru că până la urmă clima merge pe unde, da? Pe unde radio, pe unde radio, da? Cu ajutorul unor tehnologii de tip HARP, da? Și altor tehnologii, și dezechilibrarea echilibrului ecologic al unei regiuni, da? De exemplu, știu și eu, arderea pădurilor, inundații catastrofale, ploi catastrofale la vremea recoltei, secetă catastrofală la vremea însămânțatului, ar putea să fie, nu credeți? Ba da, eu zic că da. Bun, deci vedeți despre ce este vorba în acest tratat și vedeți cât de multe acțiuni s-au dus. Așa, vreau să vă mai atrag atenția și zice așa, cu privire la folosirea pașnică a tehnicilor de modificare a climei. Epa. Deci aflăm că există și o folosire pașnică. Nu numai războinică, și pașnică. Da? Convenția prevede că părțile implicate vor avea dreptul de a participa la o schimbare, la un schimb cât se poate de plin al informațiilor tehnologice și științifice. Da? Bun. Deci există și o chestie pașnică. Bun. Deci, nu cred că suntem atât de proști să credem că la Națiunile Unite, în 1976, a avut loc o frăsuială de genul acesta pentru a se asigura că statele lumii care se aflau în conflict, Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, ca să nu se omoare unii pe alții, deși în spatele lor tehnologia era predată de aceiași criminali globaliști care stăpâneau ambele blocuri. Nu cred că ei au avut o conferință internațională cu acea ocazie pentru a face o fabrică de tuns ouă, v-am zis. Deci, ați văzut cum era limbajul și cât de precis era limbajul. Și știau exact ce conțin acele tehnici și ce pot să facă acele tehnici. Deși ei mint că ele nu există. Deci ei mint că ele nu existau la vremea aceea, dar ar putea să existe în viitor. Dacă nu existau la acea vreme, de ce era așa de mare frăsuială să facă și în 72, și în 73, și în 74, 75, și în sfârșit 76 au făcut documentul și a intrat în vigoare în 78. Deci în 77 au făcut convenția și a intrat în vigoare în 78. De ce era așa de mare frăsuiala ca să se facă acest document? Dacă nu era niciun pericol. La acel moment a zis, da, domnule, s-ar putea în viitor să fie, dar acum nu e niciun pericol. A, noi știm exact ce pot să facă acele tehnici. Și ați văzut că vă spun în detaliu ce fac acele tehnici, dar ele nu există. Ne luați de proști. Pardon, să avem pardon. Este evident că la acel moment acele tehnici existau. Este evident că la acel moment tehnicile acele existau, unele care erau pașnice, da? Cum ar fi chemtrailurile noastre. Da? Și unele care erau războinice. Atenție, când vorbește acolo de litosferă, de biosferă, de toate aceste straturi ale Pământului, aceste tehnici pot să producă cutremure, pot să producă tsunamiuri, pot să producă toate astea. M-ați înțeles? Pe care după aceea ei să vină și să vi le spună că sunt rezultatul acumulării de dioxid de carbon, care este gazul vieții. Deci în 1977 s-a făcut o convenție. Ceea ce înseamnă că în 1977 existau aceste arme devastatoare.
Și fie-mi permis să spun că dacă în 1977 aceste arme existau, cu atât mai devastatoare sunt acum. Și fie-mi permis să spun că dacă acolo la convenția aceea se spune că se folosește, că convenția interzice folosirea militară sau a oricărui alt tip de folosire ostilă decât militară, adică ceva de în afara armatei, adică ne dădea de înțeles că ar putea să existe unii care nu sunt armate naționale și care să aibă astfel de arme. Și cum nu pot să aibă civili asemenea arme, evident că se vorbeau, în opinia mea, despre ceea ce noi numim Deep State. Acea conspirație demonică din spatele statelor naționale care probabil că aveau aceste arme. Și dacă aveau aceste arme, și dacă tratatul interzice folosirea acestor arme ca război, în război, nu cred că tratatul interzice folosirea acestor arme în afara războiului. Adică interzice folosirea de către americani a acestor arme într-un război cu Rusia. Dar din paginile tratatului nu pare că ar interzice folosirea acestor arme de către Klaus Schwab în cadrul unei acțiuni de exterminare a populației care nu e război. Mă înțelegeți? Juridic se pune problema așa. Bun. Să vă mai arăt un text, după care să vă arăt și un text în limba română. De la tehnici, de la conflict, uitați aici, Conflict and Environment Observatory. Observatorul conflictelor și mediului. Nu știu ce instituție de presă o fi asta. Fără mecanisme de conducere, de control, anumite tehnologii de geoinginerie, ce v-am arătat mai înainte, ar putea pune un real pericol la adresa păcii și securității. Și zice așa, da? Odată cu schimbările climaterice care accelerează, există o presiune din ce în ce mai mare pentru a dezvolta tehnologii care ar putea să extragă întreaga cantitate de CO2, de oxid de carbon din atmosferă și să blocheze căldura soarelui. Apropo de tehnici de manipulare a climei, da? Deci, extragerea întregii cantități de CO2 din atmosferă ar însemna exterminarea noastră, pentru că ar însemna că practic ar fi distrusă. Aici nu scrie chiar întregii cantități, spune să se extragă CO2-ul din atmosferă, dar putem să înțelegem că despre asta e vorba. L-am auzit parcă pe Bill Gates sau pe cineva când vorbeau despre zero emisii, da? Zero emisii înseamnă moartea vieții animale și vegetale, da? Pentru că eu, ca o ființă umană, emit dioxid de carbon când respir. Zero emisii pe planetă înseamnă desființarea, este altă formă de spune de exterminarea planetei, da? Iar blocarea căldurii soarelui este iarăși un plan criminal odios, prin care vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă am rămâne fără soare. A unele dintre aceste tehnologii puse în discuție ar putea avea efecte neprevăzute, care trec dincolo de hotarele naționale, da? Bun, și zice așa. Politicile pe care noi le numim pârjolirea pământului, da? Cum făceau voievozii noștri care dădeau foc miriștilor și în calea politicile pământului pârjolit se cheamă Scorching Earth Policies, înseamnă politicile pământului pârjolit. Cum făceau Ștefan cel Mare, ca să nu aibă turcii ce mânca, ardeau satele și nu, ăia veneau numai și când căutau mâncare găseau numai cenușă. Politicile de pârjolire a pământului sunt tehnici militare care țintesc la distrugerea unei anumite arii și unei anumite zone, da? Și lipsirea ei de orice ar avea valoare pentru oponenți sau pentru civili. Asta poate include mâncare, apă, adăpost, resurse naturale și
infrastructură civilă critică. Uniunea Sovietică a folosit astfel de strategie atunci când s-a retras din Ucraina în războiul al doilea mondial, pentru a face ca Germania pentru a opri avansul Germaniei, da? Și pentru a face ca regiunea să devină nefolositoare pentru forțele care avansau, da? Au fost folosite și în Afganistan în 1980. Bun. Transformarea apei în armă, da? Folosirea apei în armă, folosirea mediului în astfel de conflicte, da? Faptul că mediul este manipulat în timpul acestor conflicte armate nu ne surprinde. Deci în anul 2020 vorbim deja despre manipularea mediului, adică despre acele tehnologii despre care în 77 se spunea că nu există. Historic vorbind, această manipulare a fost folosită pe nenumărate căi, pentru o varietate de motive, de la modificarea vremii, a temperaturii, a climei, până la modificarea peisajului natural. Da? Bun, ați văzut. Ați văzut despre ce este vorba și ați văzut. Și aici se vorbește în continuare tot despre aceste tehnici de manipulare. Și vă arăt ultimul text, ecomagazin.ro, războiul geofizic, iată. Tehnici de manipulare a mediului înconjurător în scopuri străine, în scopuri militare, scrise de către generalul retragere Emil Străinu, care zice: clima poate constitui, dacă este bine cunoscută și dirijată, o armă care poate oferi supremația pe orice teatru de operațiuni militare. În momentul de față, când degradarea ecosistemului rutier are loc într-un ritm galopant din cauza activităților umane sau accidentelor și hazardelor naturale și antropogene, și a făcut apariția un nou tip de arme, armele geofizice, și de aici un nou tip de război, războiul geofizic, care își bazează modul de acțiune pe tehnice de modificare a mediului înconjurător în scopuri militare. Studiul prezent își propune să definească, să prezinte arme geofizice. A apărut și experimentat în perioada războiului rece. Războiul geofizic a fost abordat în literatura militară de specialitate mai întâi sub conceptul de război meteorologic sau de război ecologic și sub termenul de război geofizic sau geoclimatic în Uniunea Sovietică. Conform unor specialiști militari sovietici, printre care generalul Rodnetin, noțiunea de război geofizic cumprinde complexul de măsuri îndreptate în scopul perturbării pe teatrele de operațiuni militare a condițiilor naturale și a formării unor condiții noi care exclud sau îngreuiază în mod esențial activitățile de luptă a trupilor și viața populației pașnice, adică o mică crimă împotriva umanității. În literatura de referință, unii autori occidentali folosesc noțiunea de război ecologic înțelegând prin această manipulare a mediului în scopuri militare ostile. Ei consideră că manipularea ostilă a mediului cele mai utile din punct de vedere militar ar fi ca un consum relativ modest de energie declanșatoare ar conduce la evrearea unei cantități considerabil mai mari de energie destructivă direcționată. Scopul unui astfel de atac asupra mediului terestru sau marin ar putea fi distrugerea economiei unei țări, ținta, standardul de viață, capacitatea de a purta un război sau chiar de a supraviețui pe termen lung, zice profesorul Helen Noltimer de la Universitatea din Ohio, conform lexiconului militar. Prin război geofizic ecologic se înțelege o formă de purtare a războiului total în care se folosesc mijloace și metode de modificare a mediului natural, considerându-se că acestea pot provoca distrugeri atât de mari încât ar obliga adversarul să înceteze acțiunile de luptă. Într-un studiu politic militar, generalul Dumitru I. Dumitru definea războiul geofizic ca un război care ar consta în modificarea în scopuri destructive a mediului înconjurător, urmărindu-se ruperea echilibrului existent în natură și declanșarea prin mijloace tehnice a unor fenomene și procese cu efecte distrugătoare asupra populației și mediului ambient terestru, aerian și maritim. Arthur Westing, unul dintre specialiștii Institutului pentru Studierea Problemelor Păcii și Războiului la Stockholm, spunea că războiul geofizic se referă la manipularea mediului în scopuri militare ostile. Manipulările ostile ale mediului cele mai utile din punct de vedere militar ar fi cele care un consum relativ modest de energie declanșatoare conduce la eliberarea unei cantități. În cartea Starea Vremii după Dorință, ziaristul George Breuer, specialist în probleme științifice, dezvăluie pericolele influențării meteorologice prezentând eforturile unui specialist de a realiza o bombă climatologică. Cornelul Emanuel Stanislav și generalul de brigadă Nicolae Ciobanu, în retragere Nicolae Ciobanu, defineau războiul geofizic ca
presupunând activitatea unor energii și a instabilității existente în natură prin intervenția deliberată a omului în structura dinamică a forțelor, factorilor de mediu și folosirea în scopuri distructive. Vladimir Ivanoviciu, studiul director științific al Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie, arată într-un interviu că în Australia, Israel și Italia a fost testată cu succes practica însămânțării artificiale a norilor ca nucleere condensare în scopul realizării ploilor artificiale. Atsuma Ohmura, directorul Institutului pentru Studierea Fenomenelor Meteorologice în Zurich, Elveția, a dezvăluit cotidianul Bild câteva din scenariile terifiante care ar putea fi puse în aplicare de către armata USA, armata SUA, care, cum ar fi operațiunea Potopu, operațiunea Era Glacială, operațiunea Vântul, operațiunea Apa, care nu reprezintă altceva decât materializarea și funcționarea mijloacelor prin care fenomenele meteorologice pot fi produse și controlate de către om în scopuri militare. Unii oameni de știință studiind efectele războiului geofizic apreciază că influențarea artificială a vremii ca procedură de luptă prezintă pericolul potențial de a da naștere la distrugeri necontrolabile cu urmări de neprevăzut. Faptul cel mai grav constă în probabilitatea mare ca asemenea distrugeri să aibă urmări mai grave pentru populație decât pentru forțele militare. Din punct de vedere istoric, prima ploaie artificială a fost provocată la București în 1931. Cum ziceau mincinoșii de la Geneva, în 1977, asemenea arme nu există, dar s-ar putea să existe în viitor. Ele existau din 31. De către cercetătoarea Ștefania Mărăcineanu, datorită rezultatelor obținute, Ștefania Mărăcineanu a primit sprijin din partea guvernului francez și a repetat acest experiment în 1934 în Algeria, fără succes. Cercetările următoare în acest domeniu au continuat abia după cel de-al doilea război mondial, când în anul 1946, inginerul american Vincent Schaeffer a făcut o experiență pe muntele Washington. Aici, într-o zi, când deasupra acestuia pluteau nori denși, el a dispersat din avion la baza norului zăpadă carbonică, ceea ce a dat naștere unei averse puternice. Băgați la cap. Prima ploaie artificială în scopuri militare a fost provocată în anul 1963 de către armata americană în Vietnam. Iar în anul 1966, trupe americane au provocat ploi torențiale ca urmări dezastruoase pentru provinciile din nordul Laosului. Comparând efectele armelor cunoscute cu cele ale războiului geofizic, mai ales asupra forțelor vii, reiese că ultimele pot provoca distrugeri mari, oarbe. Se pot folosi într-un război secret, sunt mai puternici decât cele cunoscute și datorează capacității omului de a cunoaște, dirija și controla fenomenele naturale ale planetei noastre. În prezent, războiul geofizic prezintă perspectiva posibilului, dar cu mențiunea că într-un asemenea conflict noțiunea de învingător și învins s-ar putea confunda. O încercare cu efecte inașteptate a avut loc în China primăvara anului 2000. Cercetătorii chinezi au lansat în atmosferă într-o regiune de secetoasă mai multe rachete cu iodură de argint în scopul obținerii ploii. Ne luăm în calcul toți factorii de mediu ai zonei respective. Sau anții chinezi s-au trezit într-un interval foarte scurt de timp în zona menționată cu ninsoare abundente. Apropo de ninsoarele din Germania. Nu zic că a fost, așa că n-am dovezi, dar trageți concluziile singure. Conform ziarului The New York Times, din 10, respectiv 21 iulie 72, folosirea conștientă a substanțelor chimice în scopul desfrunzirii, defolierii pădurilor și ca urmare distruge acestea în scop militar, urmărind interzicerea ascunderea inamicului și facilitarea ducerea acțiunii de luptă ale trupurilor proprii, au fost folosite de subunități specializate ale armatei americane în războiul din Vietnam, iar în Orientul apropiat de către trupele israeliene în conflictul din 67. Ați auzit ce zice? Că în 72, când se frăsâiau ăia în Statele Unite și spuneau nu există asemenea arme, dar o să existe în viitor, dar noi facem o convenție să le interzicem. Ei le foloseau deja de 20 de ani. Da? Revista Obrojenie prezintă folosirea în scopul militar a furtunilor de foc în cadrul operațiunilor militare prin folosirea masivă a armelor nucleare, substanțelor chimice incendiare de tipul napalmul, supernapalmul, termitul și aleajul electron, bombelor incendiare cu magneziu, cât și folosirii cantităților magnetice de combustibil clasici. Se întâmplă ceva cu telefonul. S-a întunecat brusc. Specialistul englez Michael Hatley descrie... Da, și-a revenit. Descrie un asemenea fenomen provocat de o bombă nucleară cu un echivalent de 70-20 de megatone TNT. Clima și sub aspectul ei vremea pot constitui, dacă sunt bine cunoscute și dirijate, o armă care poate oferi supremația și așa mai departe. Cercetările realizate Așa. Cercetările realizate până în prezent au creat un adevărat arsenal de tehnici de războiul geofizic. Să sperăm că telefonul mă lasă să termin acest film. 1. Modificarea ale atmosferii, inclusiv ale atmosferii înalte și ionosferii, pături de orzon. Modificarea ale caracterului marilor mărilor și oceane, modificarea uscatului litosferii, modificarea ale climei.
Acestea se refereau la dispersarea ceții a norilor și modificarea regimului de percepții, de precipitații, iertați-mă. Formarea ceții și norilor, producerea grindinei, obținerea unor materiale necesare, modificării proprietăților electronice ale atmosferii, introducerea în atmosfera câmpurilor electromagnetice, provocarea sau dirijarea furtunilor, tornadelor și uraganilor, producerea artificială a ploii și zăpezii, controlul fulgerilor și a maselor plasmatice atmosferice, modificarea ale climii prin topirea calotei polare. Atenție! Se topesc ghețarii. Deteriorarea stratului de ozon și a ionosferii, modificarea parametrilor fizici, chimici și electrici ai marilor și mărilor și oceanelor lumii, controlul fenomenului El Niño, utilizarea concentrării de materie radioactivă în apele mărilor și oceanelor, producerea valurilor mareice mari, tsunami, provocarea cutremurilor de pământ și a valurilor de cutremur, incendierea de mari distanță de la mari distanță pe mări, întinderea vegetației, incendii catastrofale, provocarea avalanșelor și alunecărilor de teren, modificări în mările întinderi polare a ghețurilor permanente, zonele permafrost, devierea cursurilor de ape terestre subterane și karstice, adică subterane, activarea vulcanilor, schimbarea unghiilor de înclinare a axei Pământului, folosirea în scopuri militare a asteroizilor, meteoriților și a altor corpuri cosmice, utilizarea ca armă a diferitelor tipuri de radiație, IE, electromagnetică, infraroșii, ultraviolete, röntgen, așa. Da? Și dacă vreți să citiți mai departe acest articol, v-ați în Eco Magazin, Războiul Geofizic, Generalul Străinu, în 23 ianuarie 2013. www.ecomagazin.ro. Da? Bun. Acum că ați văzut ceea ce nu s-a auzit la tembelizor, din surse cât de cât oficiale, mai puțin Generalul Străinu, care este considerat un conspiraționist, deși e general al armatei române, și nu e niciun fel de conspiraționist, ci este un patriot care spune adevărul, în opinia mea, vă las să vă gândiți singuri. Ce se întâmplă dacă aceste arsenale ale iadului se află în dotarea armatelor naționale și, așa cum ne-a spus bunul nostru prieten, criminalul împotriva umanității, Klaus Schwab, toate sau majoritatea guvernelor europene și americane sunt deja infiltrate de către agenții Forumului Economic de la Davos, așa zis și Global Leaders. Adică ce se întâmplă dacă aceste arsenale militare, chiar dacă vorbim de cele ale armatei americane, armatei rusești, armatei chinezești și așa mai departe, cad în mâinile globaliștilor. Admițim că globaliștii n-ar avea arsenalele lor militare paralele cu ale statelor naționale, da? Pot ei să facă ceea ce dumneavoastră vedeți la tembelizor ca epoca fierberii glaciare? Fierberii planetei? Pot. Au făcut-o? Nu pot eu să vă spun dacă au făcut-o sau nu. Cert este că aceste fenomene, asta e opinia mea de data aceasta, toate aceste fenomene pe care care nouă ne sunt prezentate ca fiind rodul acțiunii omului, că Antonio Guterres a spus, omul este, a dat de înțeles, da, omul este vinovat pentru că a ajuns planeta să fiarbă. Da? Deci, omul este vinovat pentru că respiră și există. Toate aceste fenomene fac parte dintr-o escrocherie colosală menită să creeze impresia existenței unei crize ecologice, care nu există în realitate. Dacă toată această tehnologie diavolească ar fi oprită și ar fi interzisă, cu adevărat, nu cum minte convenția aia de la Geneva din 1977, nu numai pentru războaie, ci și pentru orice fel de utilizare și ar fi controlate la sânge toate țările lumii să scoată această tehnologie din existență, din uz, vă asigur eu, asta e părerea mea, când ne-am întoarce la timpul normal, la clima normală, câți dintre dumneavoastră, auzind ce am spus eu până aici, puteți să mai credeți că totul este un fenomen natural sau o delegare naturală obișnuită după ce ați văzut în ultimii 3 ani? Vă întreb. Și atunci, nu credeți că noi, cetățenii României, ca și cetățenii altor țări, ar trebui să cerem, așa cum face deputatul Mihai Lașcă, spre cinstea lui, și nu fac alții, spre rușinea lor și spre condamnarea lor ca participanți la această crimă,
deși au forță politică sau militară, să cerem Parlamentul României, să cerem Serviciul Român de Informații, să cerem Consiliul Suprem de Apărare al țării să ne spună, să afle și să ne spună și nouă cetățenilor dacă acestea sunt fenomene normale sau dacă sunt fenomene produse în mod artificial în cadrul operațiunii păcălim populația planetei ca să accepte dictatura climaterică. Și dacă da, cred că este obligația de urgență a statului român și a organelor de cercetare penală să pună capăt acestei crime împotriva umanității și să pună capăt și să ceară tuturor statelor cu care este România în parteneriat de orice fel, militar, socio-economic și așa mai departe, ca și în acele părți ale lumii de unde sunt partenerii românilor să se pună capăt acestei crime. Este absolut obligatoriu. Să nu-și închipuie fiica lui Klaus Schwab că noi o să ne conformăm la dorința ei de a fi stăpâna planetei, de a ne păcăli pe noi și de a ne băga în lagărele de 15 minute ca să rămână pământul ei și lui Tasso. Asta nu se va întâmpla. Asta nu se va întâmpla, cel puțin cu oameni ca mine. Da, că majoritatea populației ignoră un film ca acesta și ignoră informații ca acestea și crede orice imbecilitate pe care o aude la televizor, fiecare, vorba lui Ion Creangă, fiecare pentru sine croitor de pâine. Bun, deci vă rog să considerați acest film ca un semnal de alarmă și ca o întrebare. Eu nu acuz pe nimeni, pentru că n-am dovezi, dar este un strigăt public pe care procuratura din România ar trebui să-l trateze ca ceea ce este. Un avertisment pe care ar trebui să-l verifice și să spune, da, domnul Chirilă, am verificat într-adevăr, ionosfera e ok, tot e ok, n-a avut loc niciun fel de n-a avut loc niciun fel de cum se cheamă, intervenție militară sau paramilitară sau nemilitară de genul războiului geofizic în pe teritoriul României. Bun, îți asumi sub semnătură și cu riscul de a merge la închisoare pentru asta, cândva, treaba ta. Și atunci, na, asta este. Dar trebuie măcar atâta să avem, pentru că, iată, dacă e adevărat ce spun eu, nu susțin că e adevărat, eu susțin doar o posibilitate, nu susțin pentru că nu pot să dovedesc. Eu susțin că e adevărat, eu cred că e adevărat, dar nu pot să dovedesc juridic chestia asta. Deci dacă e adevărat ceea ce spun eu acum, înseamnă că pe teritoriul României este supus unei acțiuni teroriste de tip geofizic. Și instituțiile de apărare ale țării ar trebui, dacă e adevărat și dacă ele e așa, să-și exercite, să exerce, a exercite obligația de a ne apăra și de aceste, și de aceste crime împotriva umanității. Da. Vă invit la deșteptare și la acțiune pașnică, civilizată, și îl felicit încă o dată pe deputatul Mihai Lașcă pentru faptul că, iată, se află în prima linie a acestei lupte din războiul geofizic îndreptat, zic eu, fără să pot dovedi juridic, am spus. Luați-o cu titlul de inventar, dacă vreți, această părerea mea. Suntem în plin război geofizic intentat de către conspirația globalistă împotriva populației planetei Pământ. Se vede acest lucru din acest război geofizic care are o parte materială, adică dacă e adevărat ce cred eu, are o parte materială, adică manipularea climei, și are o parte mediatică, prezentarea acestei manipulări și a unor evenimente naturale ca fiind catastrofe planetare. Scopul nu este salvarea planetei, ci scopul este înrobirea populației planetare și probabil și depopularea planetei Pământ. Să ne păzească Dumnezeu și să dea Dumnezeu ca această acțiune să nu aibă niciun succes și Dumnezeu, prin puterea sa și prin oamenii pe care îi trimite în lume, să pună bețe în roate și să oprească, dacă e adevărat ce cred eu, această desfășurare odioasă
care probabil este cea mai mare crimă, în opinia mea, din istoria umanității de până în acest moment. Doamne ajută!